văzut pe întinderea cerului, care era foarte mare, că a făcut degetul lui Dumnezeu un cerc mic. Ce, Doamne, i-am zis Iisuse, ce e aici? O zis Domnul, îți dau lumină, îți măresc înțelepciunea și lumina să poți vedea ce este. Și când am văzut cercul ăla micuț, acolo într-o parte, în mijlocul cercului, cu litere de foc scria România. Oh, Lord, și zic, Doamne, dar ce îi? O zis, vezi tu linia asta de foc, cum am făcut-o pe cer? Asta se va numi în curând gosenul lui Dumnezeu. O zis, Domnul, că cei ce vor locui în această țară vor avea din partea Domnului tot ce au nevoie. Că Domnul zice-o hotărât, că doar nu suntem noi mai buni ca alții, nu știu, dar Domnul face lucrul ăsta. Slavă Domnului! Și Domnul zice așa, voi binecuvânta țara aceasta și mulți, așa ne s-o dat, mulți vor alerga să intre în cetatea acestei țări, în biruința acestei țări, care se numește gosenul celui preanalt. Biruința lui Iisus să vină peste țara noastră și Domnul să lucreze cu biruință pentru toate lucrurile. Fraților, mi s-a dat un cuvânt cum s-a întâmplat la pilda din Scripturi, unde o trimis proprietarul să cheme oameni la masa lui sau la nunta fiului său în altă parte. Și unii au zis, nu putem veni, că ne-am luat o pereche de boi și merem să-i încercăm. Alții au zis că s-au însurat, alții au zis că și-au cumpărat un pământ. Și Domnul spunea că așa sunt oamenii acum pe pământ. Fiecare își găsește preocupare în a nu veni la mântuirea Domnului. Și-a zis Domnul, pentru că e timpul de pe urmă, uită ce vă poruncesc. Ce-am poruncit și atunci? Mergeți la garduri, mergeți la drumuri, aduceți! Și până la urmă a zis Domnul, va trebui pe unii care vedem că nu-s hotărâți să-i slim, să încheie legământ cu Domnul, pentru că vedeam o ușă deschisă, dar care încet și sigur mergea spre închidere. Și a zis Domnul, când ușa aceasta se va închide, harul va fi luat și pentru toți oamenii va fi prea târziu să se mai întoarcă la Dumnezeu. Și a zis Domnul, dacă aveți pe cineva în familie, dacă aveți pe cineva în apropiere, spuneți-le că e vremea de pe urmă și oamenii trebuie să facă legământ cu Iisus. Mi s-a dat cuvântul, am auzit clar, legământ cu Iisus. Aleluia. Și a spus Domnul așa, să fie prioritar pentru noi în ceea ce urmează să se răspândească Evanghelia mântuirii lui Hristos. Aleluia. Dumnezeu din cer să lucreze și tot Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți.